ai fost, să zic, retrogradat, dacă pot să zic așa. Aș prefera să zăbovim puțin asupra acestui cuvânt retrogradat, pentru că am văzut că toată lumea l-a folosit. Și așa, sincer, la Academia clubului. Da. Deci din manager general ești ce? Șeful Academiei? Director tehnic. Director tehnic. Directorul tehnic. Bun. Da. Nu e o retrogradare? Nu este o retrogradare. Așa, te rog. Și nu știu de ce lumea a perceput-o ca pe o retrogradare, atât timp cât, pe de altă parte, cu toții agreem această idee, cum că dacă nu putem să ne luptăm cu celelalte echipe care la un moment dat erau departe de noi, este din cauza faptului că noi n-am mai pus accentul pe dezvoltarea academiilor de fotbal. Vorbești de fotbalul românesc în general. Vorbești de fotbalul românesc în general. Dacă îl dăm pe Gică exemplu de urmat, ca și idee de proiect sustenabilă pentru viitor, pentru că a investit în academie, pentru că a înțeles că trebuie să creștem copiii noștri, pe care ulterior să avem pretenția să îi vedem în echipa națională, atunci este total nepotrivit să spui că altcineva care pune la fel prioritate în a dezvolta centru de copii și juniori, de a crea o academie poate la fel de puternică ca a lui Hagi, e o persoană retrogradată, nu? Da, acum, nu te superi pe mine, George. Una e să fii șef la echipa mare, alta e să fii șef la echipa de juniori, de copii. Chit că tu ai dreptate în principiu și ca filozofie. Dacă nu dai atenție academiei, nu vei avea nici echipă mare vreodată. Dar, pe scară ierarhică, manager general al clubului e totuși mai important decât directorul tehnic al Academiei, nu crezi? Din decembrie, de când am venit, în noiembrie, am sunat în decembrie, la 1 decembrie am început, m-am ocupat atât de prima echipă, cât și de Academie. Deci, în afară de evenimentul acesta de care a spus dumneavoastră mai devreme și într-adevăr m-am ocupat de el 100%. Și a fost un eveniment frumos, dar și foarte greu și solicitant. Bine organizat. Au fost multe lucruri de care a trebuit să mă ocup. A trebuit să reorganizez tot ceea ce înseamnă centrul de copii și juniori. A trebuit de asemenea să gestionez și acest drum către promovare al primei echipe, unde, de asemenea, Daniel Oprițare, principalul merit. Însă trebuia susținut. A fost o presiune destul de mare, atât din punct de vedere media asupra echipei, cât și din partea principalului contracandidat la promovare, nu, FCSB-ul, care într-un final s-a dovedit o presiune nejustificată, pentru că n-am apucat să ajungem cu ei în finală, să jucăm finala cu ei. Dar și multe alte lucruri, adică am refăcut trofeul, sau am făcut trofeul Cupei Campionilor Europeni, care nu a fost timp de 35 de ani în vitrina clubului nostru. Bun, am înțeles, ai făcut foarte multe lucruri importante. Deci a fost o perioadă destul de solicitantă, ca ulterior să înțelegem că anul acesta nu vom putea să promovăm în prima ligă. Deci asta e clar că n-aveți, că e o discuție întreagă. Atunci eu cred că nu avea sens sau era mai puțin importantă prezența mea la nivelul primei echipe decât a nu mai pierde timp cu dezvoltarea Academiei. Pentru că practic asta s-a întâmplat. La nivel de minister de asemenea, prioritatea a devenit dezvoltarea unei Academii. Pentru că din punctul meu de vedere, atunci când tu, Oprița în speță, nu poate să ia niciun jucător de la junior la prima echipă, când tu ești obligat de către legile federației, da, să iei jucători la prima echipă, dar nu ai jucători de calitate, înseamnă că s-au fost mulți ani de zile în care s-a făcut ceea ce nu trebuia și nu poți să mai pierzi. Am înțeles, George. Deci tu, nu percepi trecerea din manager general în director sportiv la Academie ca o retrogradare? E director tehnic. Director tehnic. Nu, nu percep. Nu. Bun, dar hai să discutăm, prozaic, la salariu. E același salariu. E același, deci n-ai pierdut la salariu. Da. Ba mai mult decât atât, ne-am Ovidiu. În toată această perioadă, chiar și după ce am făcut această trecere, în continuare am avut influență la nivelul echipei mari. Adică toți sponsorii care s-au adus. Sponsorul principal, Ghezbetu, Porotermo, de pe spate. Ei au venit prin intermediul tău. Pe toți am adus. Adică un aport de aproape 1 milion de euro din sponsorizări pe care i-am adus către prima echipă și către Academie, tocmai pentru a putea
să-și desfășoare activitatea în, George, în mod potrivit. Mă întorc la salariu. Știi că s-a spus că ai un salariu faraonic, uriaș. E adevărat? Au fost reproșuri publice, ca să zic așa. Nu numai că tu ai un salariu foarte mare ca manager general, dar că ai micșorat salariile unor antrenori sau ai influențat foste glorii ale clubului, ca să zic așa. Angelini, Iovan, Lajos Mărăreanu, mă rog. Eu cred că cel mai bine să răspundă la aceste întrebări exact persoanele respective, pentru că cel care a lansat această, să zicem, acest zvon este un antrenor care a plecat din, din Academie, nu i s-a prelungit contractul și nu este adevărat. Toți, inclusiv eu, avem un obiectiv de performanță. În fiecare lună, pentru atingerea acestui obiectiv, se opresc 10% din salariul lunar, bani pe care îi recuperezi în ultima lună, când ți-ai îndeplinit obiectivul. Cred că este un factor motivațional pentru antrenor, să zicem, să tragă mai mult pentru a îndeplini obiectivul și nu este ceva ce am impus eu, ci pur și simplu este o regulă a clubului, este ceva impus de club. Așa. Dar e adevărat că aveai 12.000 de euro salariu? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și că ce... Nu, salariul meu este de 4.000 de euro la Steaua. Și a fost de la început. Atât a fost tot timpul, da, adică nu fost, a scăzut da. Acum. Nu Bun, scăzut. La care se adăugau, e adevărat, eu spun iarăși ce se zvonește, 2.000 de euro pentru chirie? Nu. Unde? La Steaua, nu. Chiria casei tale, pe eu, nu, eu stau în casa mea, la Steaua, nu știu de unde aveți genul acesta de informații. Deci sunt niște lucruri aruncate în presă care... Da, e clar sunt că lucruri oamenii... apărute, deci nu sunt inventate de mine. Da. Nu, sunt înțeleg. Persoane care au aruncat tot felul de lucruri din acestea în presă. Probabil că au nevoie de o țintă, de un reper atunci când vor să lovească clubul și m-au ales pe mine. Bun, deci tu stai, ai casa ta, deci nu se pune vreodată să cer bani de chirie, cum s-a zvonit de la... Asta e foarte interesant. Toată lumea trăiește cu impresia, știi cum e. Eu sunt bucureștean, sunt născut aici în București. Am avut întotdeauna casa mea aici în București. Raporturile cu ministerul? Cu Talpan? Spune-mi, în ce raporturi ești cu Talpan și ce părere ai de ce face Talpan, care, eu știu, juristul clubului și cel care e în... într-o luptă permanentă cu FCSB-ul. Nu ne intersectăm. El are drumul lui și m-aș bucura să-l țină pe partea asta legală și să nu interacționeze sau cu partea tehnică, să spunem, unde da, se pricepe mai nu puțin. Nu se bagă în partea tehnică. Talpan. Sau cu păreri legate de cum se organizează centrul de copii sau cum se organizează echipa mare. Cred că fiecare trebuie să știe care este drumul lui și care sunt obiectivele lui. Dar nu ne intersectăm. Într-adevăr, a avut câteva remarci, chiar și vis-a-vis de salariul meu, pe care eu nu le-am înțeles. Scopul meu a fost întotdeauna să vin aici la club și să ajut așa cum probabil și el își dorește același lucru. Ca toți cei care vin alături de club să ajute clubul. Ulterior ne-am întâlnit și și-a cerut scuze dacă m-a jignit, dar ca a văzut că de când am venit eu se fac lucruri importante la club și s-a convins. Da, a de... declarat la un dat că are salariu mult mai mic decât ar merita și că al tău e mult mai mare decât da, dar nu veni. Dar nu trebuie să se facă genul acesta de comparații, pentru că avem un alt statut, eu sunt... Da, e fiecare pe altă felie, da, ca să zic el așa. El este angajat al armatei, eu nu sunt angajat al armatei. Ce raporturi sunteți? Adică vorbiți? Da, sigur, ne salutăm când ne întâlnim, dar așa, ca și profesional, nu ne intersectăm. Deci niște relații oficiale... reci, ca să zic așa. Adică fiecare cu treaba lui. Da. Tu fiind salariatul clubului și nu al Ministerului Apărării Naționale. Da. El da, fiind da. Talpan, el dânsul, da. Mă rog, fiind...